bine v-am găsit la prof online cu exerciții de matematică. Atât, foarte bine spune, bine v-am găsit, pentru că totul depinde de tine. Deci e problema foarte clară. Ați avut problema, bine? Am avut, am legat, vezi acum, sunt întârziat lui. Ai ceva să... Da. Te rog. Află numerele de forma AB barat. Deci află numerele de forma AB barat. Mai mici decât 70. Mai mici decât 70. În care, ne mai spune ceva, A este egal cu B plus B. Deci A egal cu B plus B. Plus B, nu? Da. Ia să vedem. 63. E, dai un exemplu, nu? Da, 63. Ia să vedem dacă 63. 3 plus 3, 6. Deci, 63 e mai mic decât 70 și B-A-U e dublu lui B, ca să fac, nu? A-U e dat de două ori B. Când B plus B, face de două ori B. Deci, un exemplu foarte bun. Mai poți să mai găsești numele de așa? Da. Da. Nu cred. Nu cred. La 42. 42. 21. 42 face treaba bună, nu? Da, 21. 21 ar fi și el bun. Îți mai mult decât 70. Așa. Și... Atât. Mai atât? Da. Ești sigur? Da. Te poți certa cu mine pe chestia asta? Nu. Da? Trebuie să te cerți. Atât de sigur trebuie să fii, încât spui, uite ce observație am. Și atunci eu te cred. Da. Deci trebuie să fii, ai spus că nu te poți certa și eu nu sunt de acord. Trebuie să te cerți cu mine și spui, uite, nu mai este niciun număr pentru că. Nu mai e niciun număr pentru că 30, numere pare să despart. Foarte tare. Dar nu se despart. Au, e număr par. Au e de 2 ori pe 1. Și înseamnă că au e multiplu de 2. E număr par. Și dacă e număr par, pe prima poziție, deci avem numai numere pare. 6, 4, 2. Care sunt numere pare mai mici decât 2? La cifra 10 ori mai mici decât 7. 2, 4, 6. Și 2. Și 42. 42. Nu! Noi vorbim de cifra 10-or. Că au e cifra 10-or, vezi? Au e cifra 10-or și ia cifra asta e multiplu de 2, e par. Și atunci noi la toate numele de la cifra 10-or, mai mici decât cifra 10-or din partea asta, decât 7, și așa de sunt 6, 4 și 2. Iar când privește cifra unităților, noi decât să jumătățești pe asta. Am jumătățit pe 6 și până la 3, pe 4 și până la 3 și pe 2 și 1. Ăsta e motivul foarte clar pentru care merge să te cerți cu mine. Dacă eu eram atent cu mare și veneam aici cu, știu alte lucruri, spre nu, stop! Ai cu 52. Așa, dădeam 50. Dar 52. 31. Deci dacă luăm la cifra 10-lor pe impar, tu spui stop. Stop că nu e corect. Greșit. Da, am greșit. Așa. Așa. Asta vreau eu la tine. Deci să ai, fermitate în hotărârea care e în linie. Vreau să mai dau ceva asemănător. Te rog, te rog. Află numerele de forma AA barat. AA barat. Mai mici decât 50. Mai mici decât 50. Ce înseamnă că e de tipul A? E de mare. Deci, de tipul A, A. Înseamnă că și cifra unităților și cifra 10-lor, cifrele sunt egale. 44. 44, sigur că da. 22. 22. 33. 33. 11. 11. Deci sunt pe toate, da? Deci toate numărurile... Nu cred că am spus pe toate. Hai să le vedem. 44, 33, 22, 50 și 11. Și 11, vezi? Bine. 4. Deci, acestea sunt. Deci numărurile de tipul A, mai mici decât 50,
aparțin, așa zicem noi, mulțimii numelor pe care ai spus 11, 22, 33, așa. 44. Perfect, perfect. Află tu toate numerele de tipul AB, de tipul AB, încât suma lor, așa încât A plus B, suma lor, se împarte exact la 3. Suma lor se împarte exact la 3. 45 și 54. Păi, dar cum ai venit? 45 cu mine. Cum ți-o venit? 3, 6, 9, 3, 3, 4. Deci 45, tu spui că 45 ar fi un număr de tipul ăsta, așa încât 4 și cu 5 face 9, care nu o să împarte exact la 3. Adică 3, 3, 3. Deci perfect, 3, 3, 3. Și mi-ai dat... Și mi-ai dat un exemplu 54, ai zis, nu? Da, 54. Și 54 e deștept. 54 și el e deștept, așa încât... Și 36. Bă, foarte bine, așa. Că tot 45. Ai zis, îmi place foarte... Și 27. Și 27. Deci 27, 36, dar 72. Da. Și 72. Și 63. Și 63. Și mai dăm exemplu. Hai că mă interesează care se poate să la 3 din două cifre. Și 17. Și 17. Nu 17. De ce 18. 18. Așa e bine. Corect? Nu știu, 18. Deci 18 ar fi. Încă. Dar 15 ar fi mod. 45. 15. Nu se împarte exact la 3? 15. 81. Și 81, da? Dar 15? 90. Și 18 e bun, nu? Și 81. Și 90 e din bine. Și mai găsești. Am făcut cu 1, cu 2. La 10. La 10? Ai asta, da? Dar la 10 nu mai este? Nu mai găsești la 10? Nu. Hai să numărăm, că te-am făcut cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai numai cu 1, 2, 3, 4, 10. Cu 1 la 10 mai găsești. Ca să împarte exact la 3. Care? 12. 2 și... Cum, mă? Cu... 10. Păi cum, mă? De ce? De ce, mă? Hai să vedem. De ce 13 nu-i bun? Ia să vedem. Spune-te. Pentru că unul cu 3 de 4. Așa e. Dar 12 mi-a fost bine. Da. 12 mi-e bine? Da, da. Că nu știu. Vezi? Am văzut de-a făcut o greșeală, mi s-a dat bine. Dar 12 e deștept. Dar 15? Da. Da. Și 15? Că unul și cu 5 fac 6, care se pare exact. Merge. Merge. 18 mi-ai dat tu. Nu. No. Dar 21, mă. 21. Da? Bun. Și ăsta, cât faci 21 împărțit la 3? Nu plus. Deci 21 împărțit la 3, pe 21... Și 3 plus, nu plus, nu. Nu, că 3 părți egale vreau. Că 21 se împărți în 3 părți egale. Cine? Cu cine? Cu cine? De trei ori adunat, se facă 21. 7, mă! Pentru că 3 ori 7 egal 21. Foarte tare. După 21, mai spune mă încolo. 23. 20 și... 25. 23, 3 nu-i bun, nu? Deci 23, 21 e bun, da? 23 merge. 23 merge? Da. Se poate exact 23, dar... 24. A, 24. Ia să vedem. Răsărim cu un plus. Răsărim de la 25. Așa, pe 20 și... 4, 2,
Împărți egale. Adică, practic, nu-i 1, e mi-a donat, și 3. Și acum 24. Și când ai împărțit pe 21 la, în 3 părți, au fost 7. Acum, când îl împărți pe 24, cât crezi că va fi? Adică, 3 ori cât să facă? 8! 8, sigur că nu. Dar, dacă dăm următorul, să văd câte. 25. 25 bun? Da. Nu. E bun? Se pare? Da. Ia să vedea. Că-i 8. O fost, 8 la 24? Nu, nu. Nu merge. Nu merge 26. Vezi că 2 și cu 6 fac 8. Nu se bate exact la 3. Așadar, mă gândesc că următorul care ar fi? 27. 27. Pe 2 și cu 7 cât face? 9. Și ăla se împarte la 3. 3, 3, 3. Da? Deci 27. Fii atent acum, șmecherie este așa. 12, 15, când mi-a pus cu 12, 3. Când mi-a pus cu 3, 18. Când mi-a pus cu 3, 21. Când mi-a pus cu 3, 24, 27. Acum cât ar fi? 30. 30. Următorul care ar fi? Adică 30 și când îți un 3. 30. 10, 10, 10. Așa. Da, 30. 3. 33, da. 2, 2, 2. 33, dacă îl părți exact în 3, câte cât ura? 12, 12, 12. 12 cu 12, 2? 3 cu 3, cât dă? 6. 6. El e deștept, se împarte la 3. 3 de 6. Și pe 12 plus 12, 2 plus 2, 4. Cu 2, 6. La 3, 6 merge. La 33? Merge. Cât? Cât? Asta era, mă! Că la aici a fost la 30, a fost 10, 10, 10. Și acum am fost 11, 11. Deci, fiindcă 3 ori 11, 3 ori 11, e ca cu 33. Deci, după 33, cât a fost? 36. Și cât a fost bine? Nu 36. E bun, nu? Turmă? Nu. Pentru că 18 nu se desparte în 3. 18 nu se desparte în 3. 18? Se desparte în 3. Se desparte în 3. 36, 36, 6. 38? Nu, 38 nu. 36. 6 mi-e până 3. Nu, nu, nu. Nu, 36 și plus 3, 39. Următorul. Dar cât face 36 împărțit la 3? 12, 12, 12, 12. Ah, nu există mai înainte? Ah, dar crezi că trebuie să le adunăm. Păi, trebuie să le adunăm câte exact. Adică cât de 3, de 3 ori. Cine a mulțit de 3 ori să facă? Dar de nu, știi așa de câte 3. 3? De 13. De 3 ori? 3 ori, 12, nu? Faci 30. Bun. Și acum te las pe tine să continui până la toate numele până la 100. Nu. Te continui tu în weekendul ăsta. Nu, nu în weekend. Da, de ce? A, bă, da. Așa, 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 și roșii, în număr egal. Din cele albe pierde 10, mai pune 5, pierde 3. Acum, numărul 20 de mărgele albe. Câte mărgele roșii are? Da, să Ana avea un șir de mărgele albe și roșii în mod egal. Deci, aici albele și aici roșii. Albe și roșii. Din cele albe pierde 10. Deci, înapoi pierde 10. Și o rămâne un alt. Minus 10. Deci minus 10. Minus 10. Scăreți minus. Da. Că da. Nu recunosc minus 10. Uite așa, puteți așa și merge înapoi, o pierde 10. O pierde 10. Minus 10. Așa. Mai pune 5. Deci acum, cu altă culoare. Adică punem în jumate la 10. Punem încă 5.
Ajunge aici. Pierde 3. Așa. Adică rămâne așa. Deci dacă pierde 3, da, înseamnă că nu se duce exact până la, până în poziția asta, dacă pierde mai 3. Nu se duce până la jumătate. Nu? Până la jumătatea a 5-ului. Nu, dar până la jumătatea a 5-ului, cât este jumătatea a 5-ului? Păi de nu se știe. Păi nu se știe, asta e bună. Păi nu se știu că la chestia asta. Nu se împarte exact 5. 4 se împarte la 2. 30 se împarte. Și 30 se împarte. Dar aici, aici faptul că m-am dus... 30 mai de, se mai împarte. 30 se mai împarte de un cod. Bă, stai, 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 că m-am înțeles. Nu, aici. 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 Da, da, pot fac acolo. 30 se mai împarte odată. 15 plus 15 plus 15. De 2 ori 5. Da, de 2 ori. De 3 ori. Dar vine aici, mai vine mai din lângă mine aici. Deci, i-am pierde 3 cu albastru. Deci cu albastru o pierdut 3 din 5. Deci, fii atent ce șmecherie. O pierdut 10, o câștigat 5, o pierdut 3, pierde 3, hai să fac cu albastru, o pierdut 3. Înseamnă că, practic, din 10, mai are scădem 8, 8, nu? Scădem 8 și nu egal 2. Așa, ca și cum a scădea 8. 3 și 5, 8. Bun. Așa. Acum numărăm 20 de mărgele albe. Acum, în clipa asta, după ce s-o întâmplă la necazurile astea, da, foarte mare, de-a dat ea. N-aș vrea să fiu prietenit. Acum, de asta, e, nu? Uite. Acum, acum ea are 20. 20. Adică acolo? Adică aici are 20. Câte mărgele roșii are? Roșii. Roșii, da? Păi spuneau că... Câte de ce roșii? Păi... Păi, până acolo are... Acolo când intră subiectul... uitați... Aici... Se termină mărgele 18. Aici ar fi 18, da? Da, 20. Așa. Și 18. Și câte roșii asta ar fi? Dacă până aici sunt, ai zis bine, tu ai făcut un calcul foarte tare. 40. Fii atent aici. Până aici sunt 18, da? Sunt 20 până aici. Nu, nu, nu. Până nu mi-a făcut un roșu, cât tu ai spus? 18. Așa, 18. Și câte sunt roșii în total? Dacă astea sunt 18? La care scădem? Adică aici cât mai mult. Păi aici rămâne 5, parcă nu? Că e așa. Nu, că aici rămâne 5, uitați. Păi scrie acolo 5. Da, dar ea a pierdut 10 și a ajuns aici. Dacă a pierdut 10 și a ajuns aici, câte sunt acum roșii? Că erau egale, vezi că au fost mai. Pentru mine nu vreau să... Uite, deci facem să fie... Deci câte crezi tu că sunt roșii acum? Până aici roșii sunt 18. La început... Până aici 20. Până acolo 20. Perfect. Și cât o mai fi aici? Păi... Aici sunt erau... Nu, asta nu. Păi fă jocul tu aici. Că nu știu ce, cu 5, cu 3. 10. Unde? 5. 5. 5. Acolo e 5, da? 5 aici. Da? 7. 5 și cu cât? 27. Nu, 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 nu. 20 erau 18, 20 până aici. Da, și am scăzut 10, am scăzut 5. Da. Plus 3, 8, minus 2, 20. Și am spus 27, atunci nu știu cum fac. Ia să mai vedem o dată. Am făcut 5 cu... A, 8, 20. Bă, până aici ai gândit bine că sunt 18, nu? 20. Bă, a fost 20, a fost așa, ca drag. Și fiindcă 2 aici, 18. Fii atent aici, bucata asta, dacă tu nu știi, dacă bucata asta o știi... 30! Bucata asta, cât este? Asta.
Uite de sus, uite de haine. Mă ascultați. Care? Golul ăsta? Da. Golul ăsta e din 2, așa e hotărâtul. Că de-aia mi-ai zis 18 aici. Că o din 5, o pentru 3... Foarte bine, a zis că aici 20, din 10 a scăzut pe cea 2 și a rămas 8, 28, 28. Și nu tot dat-o profesor făcea, că 18 și din cine la telefonat? Da, să nu muncesc prea mult, că tu ai muncit mult aici. Nu prea. Azi, nu prea. Că vede cât face 2010. Tu știi cât face 2010, eu nu știu. Eu am greutăți, da, eu din fiindcă am greutățile astea, nu știu cât face 10 minus 2, am preferat să am luat 18-10 și am făcut tot 21. Nu știu să facem un opresum. Nu prea știu, că eu nu mai dau și fac și greșeli. Dar foarte tare problema. Acum, mai e vreodată o acolo cu vasa? Nu. Și la vedere! Stai cu sinteza! Se face sinteza! Așa, numai prin vorbire, sinteza. Sinteza prin vorbire. Scrieți o problemă. Sinteza prin vorbire. Și trebuie să fii gândat. Cum este din răbă? O să fii gândat. Mulțumesc, Mario. Mulțumesc, Mario. O să fii gândat. Vorbire. Uite ce scrie, domnul profesor. Sinteza prin vorbire. Am promis, Mario. Mario. Adică, se vorbim acum la câteva. Exact, zi. Hai, ce-am făcut? Uite, așa, să mă știu. Uite, nu știu care. Uite, am făcut aici găsirea unor numere care ne răspunde niște condiții. Deci, numerele ne cunoscute. Găsirea. Prin vorbire, domn profesor. Așa, găsirea. Sinteza prin vorbire. Unor numere. Condiții. Acesta, gândeți-a la care. Domnul profesor, da. Știi de ce am spus așa? Ca să nu mai scrie să nu mai... Și aici am făcut împărțirea, da? Poate intre. Împărțirea... Sigur că, da, pentru că te spune și mulțirea asta, da? Deci, împărțirea la 3. La 3. Deci am făcut împărțirea la 3. Foarte tare, da. Hai, cum faci final? Și o problemă. Și problema asta, da. Foarte interesant. Să vă spuneți de vedere. Problema cu adunări și scădere pe tare. La revedere! Să nu uitați like și să vă abonați la Prof Online. La revedere! Și să spuneți la toți prietenii. La revedere!